Am ales acest subiect, că sunt un pic mai înaltă. Că ne adaptăm. E ok, mulțumesc mult. Am ales acest subiect din mai multe considerente. În primul rând pentru că în marea majoritate a cazurilor se discută despre aspecte care vizează obezitate, hipertensiune arterială, deci bolile cardiovasculare în principal, despre cancer și mai puțin despre câteva aspecte care vizează un segment de populație care pentru unii înseamnă un segment destul de drag. Fie că este vorba despre partenerele de viață, fie că este vorba despre mămicile noastre. N-aș vrea să ating acest subiect fără a face o introducere vis-a-vis de ceea ce înseamnă alimentație, o alimentație sănătoasă. Aceasta știți că își spune amprenta asupra sănătății individului, a dezvoltării sale ca și individ, încă de la naștere. O alimentație nesănătoasă poate să joace un rol important în determinismul a numeroase boli care pot la un moment dat să ducă la o prevalență crescută și ca urmare incidența acestora poate să fie destul de frecventă și alarmantă. Este vorba, v-am dat aici doar câteva exemple, despre obezitate, diabet, despre bolile cardiovasculare, cancer, osteoporoză sau bolile dentare. Sunt doar câteva exemple, nu înseamnă că acestea sunt singurele care apar. Și atunci am putea interveni, dar asupra căror factori putem să intervenim? Doar asupra factorilor modificabili. Și v-am dat aici un exemplu. Putem interveni asupra obiceiurilor alimentare și putem interveni în sensul reducerii sedentarismului. Și atunci, avem ca și exemplu intervenția nutrițională. Putem limita creșterea în greutate și în felul acesta impactul este asupra creșterii calității vieții. Am o întrebare. Știți care sunt cele trei mari preocupări ale omenirii în acest moment? Trei. Unul vă spun eu. Combaterea terorismului. 2. Asigurarea bunăstării. 3. Creșterea calității vieții. Deci creșterea calității vieții printr-un stil de viață sănătos, recomandările care le găsim la nivel mondial pot fi foarte ușor reprezentate grafic, pot fi, cum aveți exemplu aici, cuprinse succint într-o piramidă alimentară sau într-o farfurie, în tot felul de reprezentări de care mai sugestive. După cum observați și în piramida alimentară, la bază avem controlul greutății, activitatea fizică, gândirea pozitivă, deci aspecte care țin de stil de viață sănătos. Asta înseamnă că va trebui să avem în vedere aspecte legate de greutatea normală, avem indicele de masă corporală care ne este, de fapt, cel care ne spune despre normoponderabilitate, despre supraponderabilitate, obezitate sau, cazul cel mai grav, obezitatea morbidă. Trebuie avut în grijă și un alt aspect, care în ultima vreme începe din ce în ce să prindă importanță și la noi în România, și anume aspecte legate de circumferința abdominală. La femei recomandările sunt mai puțin de 80 de centimetri, la bărbați mai puțin de 94 de centimetri. Dacă tot am vorbit de obezitate, aș vrea să fac o scurtă paranteză aici. Tot timpul discutăm despre aspecte care limitează într-un fel aportul energetic, care vin să reducă masa grasă. Dar un singur lucru aș vrea să vă mai spun aici și să-l aveți în vedere, raportul dintre masa grasă și masa musculară. Dacă acest raport va fi în favoarea masei grase, chiar dacă s-a
redus aceasta, dar masa musculară rămâne tot la un nivel scăzut, atunci programul dumneavoastră de reducere în greutate va fi pe scurtă durată. Dacă se are în vedere reducerea masei grase și se are în vedere creșterea masei musculare, astfel încât raportul să fie mai mare masă musculară, masă grasă, atunci rezultatul intervenției noastre nutriționale va fi poate pe toată viața, dacă nu pe o durată destul de lungă de timp. Ce se va întâmpla? Scara evoluției umane ar putea să arate așa cum este în partea de jos și să discutăm în final despre o populație preponderent obeză. Sperăm să nu ajungem așa, să rămânem așa cum au fost strămoșii noștri cu silueta vânătorului culegător și să redevenim atletici dacă intervenim în mod eficient în stilul de viață care se poate modifica în acest moment, datorită situației socioeconomice în care ne găsim fiecare. Și revenind la menopauză, aș vrea să fac câteva precizări. Este o etapă fiziologică, în ciclu biologic natural al femeii, este caracterizată prin încetarea activității foliculare ovariene, deci este o stare normală. Numai că vârsta la care apare este o vârstă medie undeva la 50 de ani. Nu este influențată, asta trebuie să o știți, de înălțime, greutate sau clasă socială, dar poate fi influențată, de exemplu, de paritate, de factori genetici, geografici, rasiali și nu în ultimul rând de alimentație, factorii alimentari, factorul alimentar. Ca și obiective terapeutice și dietoterapeutice, aș aminti doar un singur lucru. Creșterea duratei medii de viață a femeii cu prelungirea practic a perioadei de carență estrogenică la peste 30 de ani. Deci o perioadă mult mai îndelungată. Asta înseamnă că dacă vârsta medie este de 50, eu, prin intervenția mea, să reușesc ca această vârstă să o duc până la 80 de ani, deci să ajungă femeia peste 80 de ani, astfel încât calitatea vieții ei să fie satisfăcătoare. Și atunci, sunt 6 direcții pe care se acționează. Una ar fi corectarea tulburărilor de ciclu care apar în perioada de premenopauză, apoi ar fi corectarea modificărilor vasomotorii și neurovegetative. Al treilea aspect, ameliorarea tulburărilor din sfera urogenitală. 4 ar fi ameliorarea calității vieții pe plan psihic și social. 5 restabilirea protecției vasculare și ultimul ar fi prevenirea pierderii de masă osoasă. Uitați că sunt câteva aspecte unde dieteticianul poate să intervină. Și atunci, intervențiile privind optimizarea stilului de viață ar putea să aibă în vedere 3 componente, și anume componenta psihologică. Aici este vorba despre manifestările de gen depresie, iritabilitate, anxietate, epuizare fizică și psihică. Un alt aspect, un alt component este acel somato-vegetativ care este reprezentat de bufeuri, de disconfortul cardiac, de tulburările de somn, de afecțiunile musculare și un alt aspect legat de sfera urogenitală care înseamnă probleme sexuale ale vezicii urinare sau ale vaginului. Acum, dacă știți aceste 3 componente, probabil că genul masculin ne va înțelege și ne va aprecia mai mult, iar unele stări de care vom suferi în această perioadă probabil că vor fi mai ușor acceptate. Optimizarea stilului de viață, pe lângă, așa cum știți, o alimentație mixtă, echilibrată, cu asigurarea aportului energetic și nutritiv necesar organismului, dar cu evitarea obezității, presupune reducerea consumului de alcool, renunțarea la fumat,
evitarea stresului și practicarea de exercițiu fizic. Dieta, practic, reprezintă unul din cele mai importanți factori care pot interveni în reducerea acestor simptome care însoțesc menopauza. Ce se întâmplă? Dieta vine să contracareze câteva modificări metabolice care au loc în această perioadă. De exemplu, creșterea concentrației de colesterol și lipide serice, tendința aceasta la obezitate și ateroscleroză, poate chiar apariția unei hiperglicemii, în general moderate. Apoi vorbim despre creșterea catabolismului proteic, modificări în sinteza hormonală și în metabolismul calciului și fosforului. Ca urmare, alimentația trebuie să fie sănătoasă, echilibrată, cu aport adecvat caloric și nutritiv, să nu ducă la apariția obezității și să nu provoace afecțiuni cardiace. Numărul meselor pe zi va fi mai mare, cu cantități mai reduse de alimente, iar aportul caloric nu va depăși 2000 de kilocalorii, bineînțeles, calculat în funcție de greutatea corporală și de activitatea fizică pe care o execută în ziua respectivă. Deci, cumva individualizat. Ce bine că natura ne-a pus la dispoziție și o serie de ajutoare. Acestea vin din partea fitoestrogenilor. Da? Ei vin să înlocuiască acea carență estrogenică. Sunt hormoni naturali. Ei nu fac altceva decât să ducă la îmbunătățirea calității vieții și la creșterea longevității. Am dat aici un exemplu de studii în care s-a demonstrat clar că un consum pe bază de produse de soia ar duce la rezultate mai bune decât dacă femeia ar consuma sau ar lua preponderent hormon de sinteză. Cauza pentru care soia este atât de benefică este prezența unor izoflavone, v-am dat aici exemplu genisteina, daizeina și gliceteina, care au această acțiune. Fitoestrogenii din soia au o acțiune deosebită în mai multe direcții și aș aminti aici câteva care le reîntâlnim destul de frecvent în perioada de menopauză. Aș începe cu osteoporoza, apoi declinul cognitiv, bolile cardiovasculare, atenție, riscul de cancer și nu în final și nu la sfârșit aceste simptome ale menopauzei. De ce declin cognitiv? Pentru că s-a constatat că în această perioadă multe femei au reclamat faptul că le scad aceste abilități. Am urmărit un studiu la un moment dat, un studiu făcut în Turcia, pe un grup de studenți. Studenții se aflau în sesiune, li s-a administrat soia la un grup și la un alt grup au consumat practic alimentația obișnuită. După un anumit timp, s-a constatat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește flexibilitatea mentală comparativ cu cei care nu au consumat soia. Deci a fost un studiu foarte simplu, dar cu destul de mulți subiecți, astfel încât să ajungem la o concluzie pertinentă. Un alt component care îl găsim tot în natură, mie mi este foarte drag, l-am studiat ceva vreme, este resveratrolul. Este molecula mea de suflet. Se găsește în vinul roșu, cel mai frecvent, dar dacă nu vă place vinul roșu, puteți să consumați strugurele roșu, se găsește în coaja strugurelui roșu, în cantitățile cele mai mari, sau în arahide. Dacă totuși vreți să consumați vin, din punctul meu de vedere, vă recomand să fie roșu, vă recomand să fie Pinot Noir, pentru că am constatat în urma determinărilor făcute pe probe de vin din România că Pinotul Noir de la noi are o concentrație destul de ridicată în resveratrol și comparativ cu vinurile din Franța.
Deci, și noi avem vinuri de calitate. Așa că eu vă recomand, așa cum era trecută și în piramida alimentară, un păhărel de vin roșu după masa principală. Dacă mai și conduceți, atunci vă recomand să fie seara. Asta este din proprie experiență. Acum, trecem un pic în vedere și aspectul că resveratrolul, ca și moleculă, are doi izomeri și doar izomerul trans este cel care s-a dovedit că are acțiune estrogenică. În plus, el este cunoscut ca și un bun antioxidant. Lignanii. În ultima vreme s-a început studiile și în România privind acțiunea aceasta fitoestrogenică a lignanilor. Ei se găsesc în special în fructele bace, de genul căpșuni, afine, cătină, dar se regăsesc și în pâinea cu semințe, în cerealele integrale sau în unele legume. Activitatea acestora se datorează practic tot unor componente. Este vorba de mata-iresinol și seco-izolarici-iresinol, care suferă o anumită conversie și rezultând două forme, enterodiol și enterolactonă, care practic s-a dovedit că au această acțiune estrogenică. O să-mi cer iertare că am chimizat un pic acest aspect, dar asta este defectul farmaciștilor. Dacă nu este chimie, nu este nimic. Îmi cer scuze. Bun. Un alt aspect. Fitosterolii, fitostanolii, se găsesc în uleiurile vegetale, în nuci, legume, în cereale integrale, în fructe. Astfel s-au demonstrat că dietele care conțin 2 grame de sterol și stanol zilnic pot să scadă nivelul colesterolului seric și în special a acelui colesterol rău, LDL colesterolului. De asemenea, au fost studii care au demonstrat clar că dacă pe parcursul vieții se consumă cantități moderate de sterol și stanol, deci acestea fac parte din alimentație, se poate reduce practic riscul de boli cardiace cu până la 20% sau chiar și mai mult de atât. Fibrele alimentare, de obicei le cam neglijăm. Când discutăm despre principii nutritive, ne place să spunem proteine, lipide, vitamine, săruri minerale, glucide. Dar fibrele alimentare le cam uităm din alimentație și, din păcate, alimentația la ora actuală, datorită ofertei pe care o avem, este foarte săracă în fibre alimentare. Necesarul ar fi undeva la 30 de grame pe zi, dar în România ajungem undeva la o medie de 10 grame. Ca și surse alimentare, sunt sursele vegetale reprezentate de cereale, leguminoase, fructe, legume, semințe de in. Bun, asta n-ar fi ceva foarte nou. În schimb, aș vrea să pun accentul asupra vitaminei E, asupra aportului de acid graș omega-3. Omega-3, din nou deficitar, raportul care se găsește între omega-6 și omega-3 este mult în favoarea lui omega-6. Dacă ne uităm un pic în spate, cu mulți, mulți, mulți ani în urmă, în paleolitic, raportul era de 1 la 1. Acesta ar fi fost raportul cel mai benefic. Și atunci ce putem să facem? Putem să intervenim astfel încât să reducem acest raport, să creștem aportul de acid graș omega-3 prin alimentație. Sursele de omega-3 ar fi peștele, dar vedeta din regnul vegetal sunt semințele de in, uleiul de in și îl regăsim și în uleiul de măsline pe care îl consumăm mai nou și în România aproape zilnic. Alături de acid graș omega-3 vom regăsi în aceste alimente și substanțe care au un rol antioxidant puternic. Este vorba despre vitamina E, vitamina C, seleniu. Hop, cred că m-am dus prea așa. Probiotice și prebiotice, termen cu care
ați început să vă sensibilizați de câțiva ani încoace, pentru că în mass media s-a tot vorbit despre importanța lor în alimentație. Este vorba despre prezența lactobacililor, dar este vorba despre lactobacilii vii. Asta nu înseamnă că orice iaurt pe care îl consumăm din supermarket este un produs probiotic. Aceste iaurturi, în procesul lor tehnologic, suferă două procedee termice, unul dintre ele fiind la sfârșit, ceea ce reduce considerabil și practic diminuează această calitate de probiotic. Deci nu orice iaurt este probiotic. Asta înseamnă că la sfârșit, în procesul tehnologic, nu mai trebuie să existe acea fază de tratament termic. Bun. Ce este foarte important în consumul acesta de probiotice și prebiotice? S-a demonstrat clar că dacă s-ar consuma o dată pe zi, timp de 2 săptămâni, deci nu o perioadă foarte îndelungată de timp, rezultatul ar fi că se îmbunătățește și flora vaginală la femeia în perioada de menopauză și postmenopauză. În plus, mi-aduce un aport de calciu. Da? În general, se iau suplimente pe bază de calciu, dar știm foarte bine că întotdeauna aceste suplimente se absorb, se utilizează cel mai bine din matricea alimentară. Și atunci și calciu, dacă este într-o combinație cu fosforul, dacă mai venim aici și aducem un aport de vitamină K, vitamină D, nu facem altceva decât să contribuim la absorpția și utilizarea maximă a lui. Și pentru că vorbim de stil de viață sănătos, n-am putea să nu discutăm și despre activitatea fizică, pentru că există dovezi care au demonstrat clar că această activitate practicată eficient încetinește pierderea de masă osoasă. De exemplu, în copilărie, da, săritul cu coarda este foarte indicat. Da? Crește densitatea osoasă. Da? Câți dintre noi nu am sărit coarda? Ei, copiilor noștri o să le spunem să sară mai mult coarda. Acesta este pericolul în menopauză, instalarea osteoporozei și prin intervenția nutrițională se poate practic încetini acest lucru. Practicarea joggingului iară este o metodă prin care se poate asigura o protecție a osului. Știți că recomandările sunt de cel puțin 30-40 de minute pe zi. Sunt diverse studii care au fost efectuate aici. V-am dat aici un exemplu de studiu care a fost făcut pe 24 de săptămâni chiar pe persoane care se găseau în perioada de menopauză și ce s-a observat? Că odată s-a redus semnificativ greutatea corporală, apoi a scăzut ritmul cardiac și în plus au dobândit o flexibilitate aerobică și o putere de prindere cu mâna dreaptă. Ceea ce pentru persoanele un pic mai în vârstă însemna un lucru extraordinar. În consecință, o activitate de cel puțin 3 și 6 luni, practicată regulat, în urma studiilor care s-au efectuat, au demonstrat că pot reduce semnificativ o serie de componente, cum ar fi cele somatice, să îmbunătățească funcția cardiacă, au un impact psihologic extraordinar și intervin pe componenta urogenitală. Deci sunt acele aspecte care, practic, ne-au interesat în această perioadă de menopauză. Acum, dacă am trage o concluzie, am înțelege foarte clar că o alimentație corectă, care are loc pe întregul parcurs al vieții, un stil de viață sănătos, poate să contribuie la reducerea acelor simptome atât de neplăcute și poate contribui la creșterea calității vieții femeii în perioada de menopauză. Eu vă mulțumesc. Din păcate, subiectul este destul de rar. Cuprinde o grămadă de componente. Eu am încercat să fac aici doar o sinteză, așa că eu le spun studenților mei, aveți temă de casă, să aprofundați acest subiect
Și cu siguranță că nu o să-l neglijați. Eu sper ca prin intervenția mea să vă fi adus în imagine câteva aspecte care poate nu le-ați cunoscut sau am dat importanță unor aspecte pe care poate le-ați neglijat. Vă mulțumesc mult! Aș vrea să-mi cer scuze pentru că nu mai pot să rămân alături de noastră în continuare la conferințe, dar gândul meu bun, sufletul meu este alături de dumneavoastră, vă doresc succes mai departe și cu siguranță că această întâlnire și ceea ce ați făcut și veți face pe parcursul acestei săptămâni va avea un impact extraordinar asupra dezvoltării noastre în viitoarea profesie de dietetician. Vă mulțumesc din suflet!